Incidentul a avut loc la un bloc turn situat aproape de centrul orașului. Nimeni nu îl cunoaște pe tânărul care a ieșit pe balconul unde se afla ieșirea spre tubulatura de gunoi de la etajul 9 al imobilului. O locatară l-a zărit acolo, dar nu l-a băgat în seamă pentru că mulți tineri obișnuiesc să urce la etajele superioare ale blocului și să facă fotografii cu panorama orașului. Stătea și avea telefonul în mână. Stătea la geam? Cum? Nu, stătea pe balcon. Pe balcon? În picioare, doamnă? Da, da, da. Păi uitați balconele. Da, nu, pe balcon, pe balustradă. Deci balconele astea de aici. Balconele. Astea sunt balconele de la gunoi. Și ce făcea acolo? Vi s-a părut trist? Nu știu. Nu știu. A fost distanță între noi. Acum îmi pare rău că poate trebuia să mă duc să-l întreb ce face acolo. Poate trecea momentul. Văzând atâția tinerii în fiecare zi acolo, nu v-ați gândit să mergeți, nu? Să... Nu v-a tras atenția? Nu, pentru că în general nu mă interesează. Ați văzut, avea telefonul în mână, v-a lăsat impresia că își făcea o fotografie? Asta nu știu. Cum avea nu telefonul? Nu știu să vă spun, pentru că era distanță între noi. Locatarii spun că au auzit bubuitura produsă de impactul trupului cu cimentul de lângă bloc. Atunci au sunat la 112 și imediat la fața locului a ajuns o ambulanță. În formă de umbră, când ieși din bloc, s-a auzit și bubuitura. Poate și când v-ați uitat, l-ați văzut jos? Pe mine m-a anunțat soția când a ieșit din bloc. Ce v-a spus soția? S-a auzit o bubuitură și că e un copil jos. Cred că dânsa a văzut prima. Și mai era un domn mai de bărbieric. Era mort. De la ce etaj credeți că a sărit? Era de aici, locuia aici în bloc? Nu, nu-l cunoașteți. Nu, de față. Medicii nu au mai avut ce face pentru că tânărul a murit pe loc. Căzut cu fața în jos, cu leziuni incompatibile cu viața, înfundare craniană în partea stângă. M-ați mai putut face nimic? Nu se mai putea face absolut. Puteți estima de la ce înălțime a căzut? Nu se poate estima. Din ce spun vecinii, au zis că de la etajul 9. I-ați găsit acte sau ceva? S-au găsit acte. Poliția au căutat și au găsit actele și... Ce vârstă are? 15 ani. Poliția a deschis o anchetă. Tânărul locuiește în altă zona orașului și nimeni nu știe ce căuta în blocul și la etajul de unde a căzut. Polițiștii încearcă să afle cine i-a deschis ușa, având în vedere că blocul are intrarea securizată cu cartelă magnetică. Deocamdată nicio ipoteză nu este exclusă. Fie tânărul s-a sinucis, fie a fost împins de cineva, fie pur și simplu a fost un accident pentru că își făcea un selfie.